În școala noastră de pictură din orașul Soroca avem incluse și confecționarea măștilor de an nou. Deoarece tradițiile populare nu trebuie pierdute, ci promovate, noi am inclus această tematică și îndeplinim an de an. În acest an, clasa a doua, avem două clase de a doua, au confecționat măști la tematica anului nou și anume urăturile. E drept că la noi în Soroca această tradiție nu este atât de dezvoltată, este specific mai mult nordului Moldovei. Anume de aceea, noi cultivăm elevilor această dragoste de măști, ca ei pe parcursul vieții să o continui și să o spună și ei copiilor lor și își dezvoltă creativitatea până la nivelul de a confecționa măști cât mai aproape de chipurile neordinare ale poporului nostru. Chipuri amuzate, chipuri vesele, chipuri stilizate. Deci acesta este scopul și elevii au depus efort și noi vedem că într-adevăr elevul are interes. Măștile s-au primit destul de variate în diferite profiluri. Noi știm că profilurile sunt atât diverse și anume ele și fac acest unicat al chipului omului, fie nas mare, fie gura dusă înăuntru, fie sprâncenele prea stufoase. Deci varietăți cât mai multe. Acesta este scopul și acesta este rezultatul, iar elevii la limba română deja învață urăturile și merg de la casă la casă, bucurând stăpânii caselor cu aceste tradiții.